Cristicianu, președintele Senatului. Ați menționat punctul de vedere pe care l-ați spus în Curtea Constituțională. În opinia dumneavoastră, credeți că se susține această sesizare la Curtea Constituțională cu privire la acest conflict? Credeți că există? Da, aici sunt în situația de a prelua punctul de vedere formulat de Comisia pentru Constituționalitate, care susține acest punct de vedere. Mi se pare suficiente la modificările făcute prin acea ordonanță în privința legilor justiției aprobată astăzi în guvern? Mi-e greu să vă spun dacă sunt suficiente sau nu. Cred că cea mai competentă persoană în materie este ministrul justiției, care am văzut astăzi, n-am putut să urmăresc integral conferința de presă, aveam documentul, mi l-a trimis domnia sa în prealabil pentru a fi informat, am parcurs documentul destul de rapid. Sunt anumite chestiuni care, într-adevăr, pot să vă confirm, dar de altfel știți și dumneavoastră, aveți raportul preliminar al Comisiei de la Veneția, sunt o serie de observații incluse în raportul preliminar, care găsesc o soluționare, aș spune, bună în propunerile care sunt incluse în ordonanța de urgență, precum și alte chestiuni la care Ministrul Justiției a făcut referire. Procurorul General spunea că ar putea apărea probleme în instrumentarea unor dosare, cum ar fi cel al Revoluției sau cel al protestelor din 10 august, pentru că mulți procurori detașați la parchetul militar, la DIICOT, nu vor putea să-și continue activitatea la aceste parchete în urma adoptării acestei ordonanțe. Cum vedeți această problemă? Nu știu să vă spun, n-aș vrea să fac multe comentarii în legătură cu aceste chestiuni, care țin de organizarea modului în care sunt alocate dosarele. Ceea ce pot să vă spun este că nu mi se pare normal ca la parchete de nivel înalt, parchetul general, să lucreze persoane care nu au suficientă experiență și acest lucru ar fi trebuit să le dea de gândit celor care au hotărât detașările unor procurori lipsiți de experiență pentru a instrumenta astfel de dosare, dacă e cazul. Eu vorbesc în principiu, nu cunosc dosarele la care faceți referire sau la care face referire procurorul general, dar ca chestiune de principiu, cred că peste tot e normal să lucreze oameni care au deja acumulată o bună experiență profesională și nu persoane care, sigur, își fac ucenicia, ca să zic așa, pe dosare complicate. Ați avut la un moment dat o discuție cu domnul ministru Tudorel Toader și cu domnul Liviu Dragnea cu privire la această ordonanță, la nevoile unor modificări. V-a prezentat și un studiu de impact cu privire la aceste măsuri pe care urma să le prevadă în ordonanță? Discuția pe care am avut-o cu ceva timp în urmă, înainte ca domnul Tudorel Toader să meargă la Strasburg pentru reuniunea Comisiei de la Veneția, pentru reuniunea cu Comisia de la Veneția, au vizat în principal subiectele sau temele ridicate în raportul preliminar. Cum sunt, de exemplu, vârsta de pensionare, cum sunt alte chestiuni referitoare la funcționarea unor anumite mecanisme din cadrul justiției, care sigur am văzut că au creat anumite comentarii, unele critice referitoare la rolul pe care l-au reprezentanții societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii. Deci cunoașteți care sunt toate aceste puncte și care nu, aș spune, creează probleme de impact. Eu cred că nici problema pensionării, așa cum a fost hotărâtă de legislativ, nu creează o problemă de impact reală, dar, în fine, pentru a arăta toată disponibilitatea pe care o avem în relația cu Comisia de la Veneția și cu partenerii noștri europeni, această propunere a fost, după cum ați văzut, luată în considerare și, în fine, s-au făcut modificările pe cale de consecință. Domnule președinte, eu voiam să vă întreb despre decizia Curții Constituționale privind codul de procedură penală. Curtea a declarat, cred că mai bine de jumătate, dacă nu trei sferturi dintre articole neconstituționale. Voiam să vă întreb dacă mai aveți încredere sau cum priviți activitatea Comisiei Speciale referitoare. Nu știu dacă se pune realmente o problemă de încredere, dar ceea ce din discuțiile pe care le-am avut pe parcursul acestui an, gândirea pe care știu că cei din comisie au avut-o
a fost următoarea, și anume să se pună mai mult accent pe latura preventivă, de prevenire a corupției, și nu pe latura represivă. Și aceasta este, dacă vreți, o filozofie juridică care nu vizează numai lupta împotriva corupției, ci în general. Spune celelalte aspecte din codul penal și codul de procedură penală. Cred că este de obligația și de resortul Comisiei Speciale să facă această analiză pe baza punctului de vedere exprimat de, sau pe baza mai mult decât a punctului de vedere, îmi cer scuze, pe baza deciziei Curții Constituționale, și să acționeze ca atare. Deci să vină cu un set de propuneri care să fie în acord cu deciziile Curții Constituționale. Dacă această gândire a Comisiei este una corectă în lumina deciziei Curții Constituționale? Nu am o analiză completă. Eu am citit decizia Curții și am văzut acolo un lung șir de articole. Nu știu codul de procedură penală pe din afară, ca să știu la ce se referă fiecare articol și să pot să vă formulez o opinie în cunoștință de cauză în fiecare situație în parte, la fiecare articol. Astăzi, în Comisia Juridică din Senat, a primit aviz favorabil o inițiativă a dumneavoastră cu privire la desecretizarea documentelor. Vorbim despre desecretizarea protocoalelor. Va intra în această săptămână la plen? Nu va intra la plen, pentru că raportor era prevăzut să fie și Comisia de Apărare și Comisia de Administrație. Astăzi, la Comisia Juridică, domnul deputat Drăghici a venit cu o serie de amendamente care au fost incluse la Comisia Juridică, dar nu au fost discutate la celelalte două comisii. Prin urmare, s-a hotărât ca și celelalte două comisii să aibă timpul necesar pentru ca domnul deputat Drăghici să prezinte amendamentele și să poată, așa cum s-a hotărât, să se facă un raport comun al celor trei comisii. Deci, în această săptămână nu va putea să intre la plen, o să intre săptămâna viitoare. Susțineți în continuare nevoia acestui proiect? Absolut, absolut. Nu cred că putem să discutăm despre o justiție normală și de stat de drept atâta vreme cât există protocoale secrete între serviciile de informații și instituții din justiție. Cred că e cea mai mare calamitate din domeniul justiției din 1990 încoace cu care avem de-a face. Credeți că vor fi revizuite multe sentințe definitive după ceea ce... Asta nu știu să vă răspund. Asta nu ține de decizia Parlamentului. Există un principiu al separației puterilor în stat și sigur că mai departe va fi rolul justiției să hotărască ce face cu aceste sentințe. Dar legea prevede posibilitatea revizuirii dosarelor care au avut la bază în instrumentarea lor aceste protocoale? Posibilitatea, da, dar mai departe ce va face justiția mi-e greu să vă anticipez și nici nu e rolul meu și nici nu vreau să fac comentarii în acest sens. Da, cred că suntem confruntați cu o problemă foarte gravă, unică în Europa și în lumea democratică și nu putem să trecem cu superficialitate peste aceste lucruri. Noi, ca Parlament, nu facem decât să dăm posibilitatea ca înfăptuirea actului de justiție să se facă în mod corect, pe baza probelor care sunt administrate, pe baza acestor probe care trebuie să fie la cunoștința, pe de o parte, a acuzării, dar și a apărării. Deci trebuie să existe arme egale între apărare și acuzare, pentru că altfel nu putem vorbi de o adevărată justiție. Este bine că legea offshore se vor relua în această săptămână, în cazul informal, în comisie? Am mai spus și săptămâna trecută, din câte știu, în săptămâna aceasta se va reuni Comisia de Industrie, unde discuțiile vor continua, dar în ceea ce mă privește și în ceea ce privește colegii mei din ALDE, am să vă mai spun încă o dată ceea ce am mai afirmat, nu mă deranjează, vă mulțumesc că mi-ați pus întrebarea. Plecăm de la o premisă foarte simplă și clară, care trebuie, după părerea mea, să guverneze analizele și abordarea tuturor. Și anume, această premisă este a interesului național în acest proiect. Unde se regăsește interesul național al României? Interesul național al României se regăsește în două planuri. Unul, dacă vreți, strict financiar, și anume